Bun găsit la o nouă oră de educație tehnologică și aplicații practice, în care vom învăța regulile de urbanism. Satele sunt așezări rurale în care principala ocupație a oamenilor este agricultura. Odată cu extinderea industrializării și dezvoltarea economică, s-a accentuat și procesul de urbanizare, de dezvoltare a orașelor și de creștere a numărului de persoane care locuiesc în mediul urban. Urbanizarea se face prin extinderea orașelor existente și prin trecerea unor așezări rurale în categoria celor urbane. După anul 1900 are loc explozia urbană, un fenomen de creștere accelerată a urbanizării. În anul 2020, în țara noastră deja trăiesc mai mulți oameni la oraș, în mediul urban, decât la sate sau în mediul rural. Organizarea teritoriului se face pe baza documentelor de urbanism, PUC sau Planul Urbanistic General, PUS sau Planul Urbanistic Zonal și PUD sau Planul Urbanistic de Detaliu. Planul Urbanistic General, PUC-ul, este un proiect care face parte din programul de amenajare a teritoriului și de dezvoltare a localităților dintr-o unitate administrativ-teritorială. Planul Urbanistic General cuprinde analize, reglementări și regulamentul local de urbanism pentru întreg teritoriul unei unități administrative și stabilește norme pentru elaborarea celorlalte planuri în detaliu. Planul Urbanistic Zonal, PUZ-ul, are caracter de reglementare detaliată a dezvoltării urbanistice a unei zone din localitate, acoperind toate funcțiunile, locuire, servicii, producție, circulație, spații verzi, instituții publice, în corelare cu PUC-ul localității. Planul Urbanistic de Detaliu stabilește normele la nivel de unitate de teren sau grup de parcele și specifică parametrii în care se pot realiza construcțiile, funcțiuni, regim de înălțime, regim de construire, retrageri față de limitele parcelei, retrageri față de aliniament. Regulile de urbanism sunt prescripții impuse în proiectarea și realizarea tuturor construcțiilor și amenajărilor, realizate de persoane fizice sau juridice, pe terenuri intravilane sau extravilane. Ele vizează păstrarea integrității mediului, condițiile de amplasare a construcțiilor, a spațiilor verzi și a împrejmuirilor. Amplasarea clădirilor pe teren se face după punctele cardinale. Lungimea clădirii este orientată pe direcția est-vest știind că soarele răsare la est și apune la vest. Bucătăria și livingul locuinței ar trebui să fie pe partea însorită a casei, iar încăperile mai puțin utilizate pot fi pe partea laterală. Construcțiile pasive trebuie amplasate astfel încât să beneficieze cât mai mult de puterea soarelui. Clădirea școlii cu dispunerea claselor pe partea însorită beneficiază de lumina naturală și căldură de la soare îndeosebi în anotimpul rece. Ce dezavantaje prezintă în anotimpul cald? Amplasarea noilor construcții se face după aliniament, care este definit ca limita dintre domeniul public și domeniul privat. Clădirile pot fi amplasate la limita aliniamentului sau retrase pe aceeași linie cu clădirile existente. Realizarea unor construcții noi se face cu respectarea înălțimii medii a clădirilor învecinate pe aceeași parte a străzii, atât la orașe cât și la sate. Pentru clădiri învecinate cu înălțimii diferite, distanța între clădiri trebuie să fie cel puțin egală cu înălțimea clădirii mai înalte, pentru ca umbra să nu acopere clădirea cu înălțimea mai mică. Dacă distanța între clădiri este egală cu înălțimea clădirii mai înalte, umbra nu afectează clădirea cu înălțime mai mică. Priviți cu atenție imaginile și explicați în ce fel fiecare dintre clădiri influențează clădirile vecine. Ce reguli de urbanism nu sunt respectate? Clădirile pot fi construite numai dacă există acces la drumurile publice, drumuri care să permită și accesul mașinilor de pompieri. Oare casele din imagine au respectat această regulă?
Pentru clădiri noi, amplasamentul ales trebuie să aibă posibilitatea racordării la rețelele de utilități, energie electrică, apă, canalizare, gaz. Aspectul exterior al clădirilor se impune să se încadreze în aspectul general al zonei, ca arhitectură, culori, înălțime, materiale, fie că sunt sate de câmpie, de munte sau orașe. Nici nu ne imaginăm azi mediul construit fără casele străvechi străjuite de celebrele porți sculptate din Maramureș sau fără casele din satul Muzeu Ciocănești. Comuna Ciocănești este situată pe șoseaua Iacoben-Borșa, la 100 de kilometri de orașul Suceava și la 22 de kilometri de Vatra Dornei. Aproape fiecare casă de aici se aseamănă cu ouăle încondeiate specifice zonei, fiind ornate la exterior cu diferite motive populare tradiționale românești. Denumirea de Ciocănești vine de la meșterii făurari de arme care ciocăneau cu măiestrie fierul. Comuna Ciocănești a devenit cunoscută în lume în urmă cu vreo 60 de ani, de când s-a lansat această modă a caselor încondeiate. Obiceiul încondeierii caselor a pornit de la o localnică a satului, Leontina Țăran, care a vrut să-și renoveze casa, și de la un bărbat care i-a îmbrăcat pereții cu flori. Casa ei a fost declarată muzeu, fiind prima care a fost pictată în 1950. Turiști din țară și din străinătate vin în fiecare an să admire gospodăriile pictate. Datorită numărului mare de vizitatori în comună, s-a creat în ultimii 6 ani o adevărată industrie turistică. Ca urmare, autoritățile locale au emis o lege prin care sătenii sunt obligați să-și picteze casele la exterior în motive tradiționale. În acest sens, primăria le asigură oamenilor gratis toate cele necesare pentru pictură. Până și biserica din comună are zidurile încondeiate. Desenul care îmbracă pereții exteriori ai caselor este foarte important, deoarece se consideră că denotă caracterul persoanei respective. Notați pe o fișă de observație, având în vedere traseul pe care vă deplasați de acasă până la școală. Regulile de urbanism respectate. Regulile de urbanism pe care voi considerați că nu le-au respectat în proiectarea și construcția clădirilor. Ce efecte au asupra mediului și asupra oamenilor, nerespectarea regulilor de urbanism? Propuneți soluții pentru rezolvarea problemelor identificate.